Tradiția a fost păstrată și în acest an. Sute de credincioși au participat la procesiune alături de armată și preoți în frunte cu un alt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. S-au făcut popasuri pe la toate spitalele, dar și la alte instituții de apărare și s-au spus rugăciuni pentru cei bolnavi și pentru cei care zi și noapte ocrotesc și apără cetățenii acestei țări. Joi dimineața, la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța, Sfânta Liturghie a fost oficiată de ierarhul Tomisului în altarul de vară al Sfântului Lăcaș. La rugăciune au participat mulți credincioși constanțeni, dar și turiști aflați în aceste zile la malul mării. Un sfânt plăcut lui Dumnezeu ne-a chemat astăzi la această catedrală, Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Originar din Nicomidia, care era atunci o reședință a împăratului Romei, împăratul Maximian. Părinții săi au fost diferiți. El s-a numit de la început, după cum i-a spus tatăl său, Pantoleon, adică cu totul leu, ca să fie un om puternic, cum își dorea tatăl său. Tatăl păgân fiind, iată, voia ca fiul său să strălucească cu puterile cele lumești, iar mama sa creștină îl învăța cele duhovnicești. Dar n-a ajuns să fie botezat. Și iată, mama sa a murit când era încă destul de tânăr Pantoleon, avea câțiva anișori, doar reuși să se priceapă de la mama sa câteva învățături creștinești despre Hristos și despre Maica Domnului, despre minunile pe care le-a săvârșit Hristos. Rămas văduv, tatăl său, Evstorghie, a gândit să-și îndrepte grija către fiul său. Și iată, l-a trimis să învețe mai întâi gramatica, apoi filozofia, și era ager la minte și dascălii spuneau tatălui că are un copil foarte isteț. Atunci l-a dat să învețe să învețe medicina la vestitul doctor Eufrosin, care îl va deprinde cu învățăturile medicilor de atunci. Nu se știe exact în ce context au fost aduse moaștele Sfântului Pantelimon la Constanța, însă din informațiile care s-au păstrat, se știe că acestea ocrotesc catedrala de la Tomis de aproape 90 de ani. Pe lângă hramul istoric închinat Sfinților Apostol Petru și Pavel, Catedrala Arhiepiscopală din Constanța are din anul 1935 încă un hram închinat Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Moaștele Sfântului Mucenic Pantelimon au fost aduse la Catedrala din Constanța de către preotul Dimitrie Popescu, preot slujitor al Catedralei Arhiepiscopale, care în urma unui pelerinaj în Orientul apropiat a primit acest odor de mare preț, o părticică din moaștele Sfântului Mucenic Pantelimon pe care le-a adus în catedrala noastră. Locuitorii din Constanța, enoriașii parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel din acea vreme, au contribuit pentru confecționarea raclei care adăpostește moaștele Sfântului Mucenic Pantelimon și cu contribuția autorităților locale au așezat odoarele de mult preț în racla special confecționată pe care au așezat-o într-un baldachin din Catedrala Arhiepiscopală. Din acel an, la catedrală se săvârșește Sfânta Liturghie, precedată cu o seară înainte de un pelerinaj îndătinat pe străzile cetății Tomis, pentru a aduce un surplus de binecuvântare locuitorilor și turiștilor care vin această perioadă în orașul de la țărmul Mării Negre. Alături de moaștele Sfântului Pantelimon, în Catedrala Arhiepiscopală din Constanța se mai păstrează și odoarele Sfinților Andrei Chiteanul, Epistet și Astion de la Halmiris, Zotic, Atal, Camasie
și Filip de la Niculițel și ale Sfântului Cuvincios Simeon Stâlpnicul, Axentie, Stelian, Rufin și Anaretenton.